După etape disputate în Liga Florilor, primul eșalon valoric al handbalului feminin românesc, nou promovata CSM Deva are tot atâtea eșecuri, fiind ultima din clasament pe locul 14 și, evident, fără niciun punct. Deși au disputat ultimul meci de campionat în urmă cu o lună, devencele nu au luat vacanță ca alte echipe, ci fac zilnic antrenamente. Conducerea clubului, care nu uită eșecul usturător de la Mioveni, principala contracandidată la evitarea retrogradării direct, așteptând o schimbare de atitudine din partea jucătoarelor. Va trebui jocurile abordate de o altă manieră, o altă mentalitate și cu anumite responsabilități din partea tuturor. Și pentru că nu și-au făcut treaba pentru care au fost aduse jucătoarele la Deva, în loc să primească liber ca celelalte echipe din campionat, noi ne pregătim pentru că suntem nepregătiți și din punctul ăsta de vedere am încasat bătaie la Mioveni. Și atunci, astăzi este antrenament, mâine este antrenament și tot așa, pentru că atunci când e slab trebuie să te pregătești ca să fii tare. Jucătoarele, o parte dintre ele primind sancțiuni pecuniare pentru evoluțiile neconcludente de până acum, vor primi doar o mini-vacanță de 3 zile de Crăciun, după care vor reveni la Deva pentru a pregăti primul joc de anul viitor, cel cu HC Zalău. Partida cu Zalăul, a 7-a clasată și care luptă pentru cupele europene, se va disputa la Deva pe 8 ianuarie, urmând a fi stabilită ora de disputare a meciului, iar cei de la CSM speră să producă o surpriză în primul lor meci oficial din 2022. Am decis împreună cu antrenorii să facem și niște penalități pecuniare, să vor face niște, cum să spun eu, tăieri salariale, până când jucătoarele își vor da seama că obiectivul echipei este salvarea de la retrogradarea directă. Și atunci lucrurile se vor îndrepta. Primul joc în 8 ianuarie cu Zalăul la Deva. Să sperăm că tot ceea ce am luat în calcul și ce ne organizăm pentru jocul respectiv să fie decizii valabile, corecte, în așa fel încât să putem să facem o surpriză. La finalul campionatului, ultimele două clasate, adică locurile 13 și 14, vor retrograda direct în divizia A, eșalonul secund al handbalului feminin autohton. Echipele clasate pe locurile 11 și 12 vor susține un turneu de baraj cu formații venite din divizia A, iar primele două clasate în urma acestuia vor rămâne sau vor promova, în funcție de rezultatele obținute, în Liga Florilor.